Bună ziua, sunt mama lui Dănuț și am venit să-i fac o surpriză de Sfântul Nicolae și mai ales am venit pentru că mi-e tare dor de el. N-am petrecut niciodată 3 luni fără să-i aud glasul. Cum era Dănuț afară? Tot ca aici, să știți. Tot vesel, zglobiu, un om de cuvânt, respectos era Dănuț al meu. Acum, de când a făcut cuplu, e un pic mai calm. Îmi place cuplul lor. Pe Carmen am plăcut-o de când a intrat în acest show, mai ales că lucrează în învățământ, cum am lucrat și eu. Mi se pare o fată, delicată, inteligentă, frumoasă. Eu zic că e potrivită pentru Dănuț și m-aș bucura tare mult dacă ar rămâne împreună, bineînțeles, dacă și ei vor continua să meargă pe același drum. Credeți că Dănuț are sentimente pentru Carmen? Cum să nu? Alminte nici nu se combina dacă n-avea sentimente, să știți. Și altceva, el când o iubi o fată, o iubește, să știți. Cu tot sufletul. Uită și de mamă și de orice. De-aia a și durat mai mult, probabil. Dar acum, cred că e mai îndrăgostit el. Cred că cuplul lor va fi de durată. Pentru că și ea e foarte înțelegătoare, mai ales că el o iubește foarte mult, sigur va rezista. Îl sfătuiesc pe Dănuț să fie puternic, să meargă mai departe, să o iubească pe Carmen. Mie îmi place grupul vesel, nici așa izolați nu pot să stea numai toată ziua unul cu altul, dar să stea tot timpul împreună în acest grup vesel și să-și joace rolul. Au fost mai multe momente de-a lungul competiției în care eu aș fi vrut să fie mai tăcut, dar el nu poate. Așa e el, mai vorbăreț, categoric că la unii concurenți nu le-a plăcut, că el își dă cu părerea, explică stilul său. Dar poate că și ăsta e un lucru bun, că aici e un concurs și trebuie să se lupte pentru scopul său. Vedeți cuplul lor ajungând până în marea finală? Eu așa sper să ajungă, văd cuplul lor ajungând în finală, dacă și susținătorii din afară, publicul, o să decidă. Eu l-alintam Dănucu, așa că Dănucu, mamă, te iubesc foarte mult și te susțin. Fii puternic, mergi înainte cu ce ai început, iubește-o pe Carmen, e o fată care merită să fie iubită și de tine și de noi. Sper să ajungeți în finală. Mireasă pentru fiul meu. Foarte emoționată mama lui Dănuț și emoționată și emoționantă și dacă n-aș fi știut, cu siguranță aș fi spus că într-adevăr are aliură de doamnă profesoară și după cum vorbește și după cum se poartă, iar faptul că vă desparte doar un zid nu o să însemne nimic, pentru că în următoarele secunde vă aștept aici, Dănuț și Carmen, vă rog. Mama ta, Dănuț, este în platou alături de noi, doamna Dorina. Bine ați venit, doamna Dorina, mă bucur să vă văd. Mergeți și pupați-vă copiii. Sau nu, stați dumneavoastră că vin ei. Așa. Câte trenul. Ce faci, băiat, unde frumos? Bine. Hai, stai aici. Așa am învățat să fiu și eu. Da, Dănuț, a venit mama ta. După cum vezi, și încă mai lacrimează. De ce plângeți? De dor sau de fericire? De fericire. De fericire? Da. Acum o vedeți pe Carmen în carne și oase. Da. Vă place? Îmi place, cum să nu. Am zis că mi-a plăcut de la început. Nu, asta v-a plăcut de la început, dar fiul dumneavoastră a ezitat multă vreme. A ezitat, dar niciodată nu-i prea târziu. Însă, o credeți pe Carmen ca fiind cea mai potrivită pentru fiul dumneavoastră? E o fată pe gustul dumneavoastră? Pe gustul meu este. Sau pe a lui Dănuț? Și pe a lui Dănuț. E potrivită pentru el? Da, da. Ați spus că îl vedeți pe fiul dumneavoastră acum mai îndrăgostit de Carmen decât poate este ea. Adică el acum are sentimente puternice. Da. Suntem la fel. Așa am zis și suntem la fel. Da. Totuși el a venit aici cu un prototip de femeie. Aș da câteva exemple din showbiz. Lui plac brunetele, cu el. Forme. Cu... Uite, ai transpirat și tu. Să înțeleg, Dănuț, că ai renunțat la toate aceste... Da. Erau niște tipare, dar nu v-am și spus în momentul când o să am sentimente puternice, mă, și bâlbe, îmi cer scuze, față de o persoană, nu neapărat trebuie să fie brunetă. Poate fi chiar blondă, blondă, pai platinat chiar. Exact. Adică nu ar fi vreo problemă pentru tine. Îmi pare rău că stric acest moment de familie, dar nu am fi chemat-o dacă tu n-ai fi dat de înțeles niște lucruri, Dănuț, atunci când Florina a fost la voi în vizită, tocmai de aceea azi, blondă, deci nu, nici brunetă, nici...